la Tabita. Când se lasă înserarea și te aștept să vii, revederea ta îmi umple zările pustim. Ce plăcut mă iei de mână și mă ții așa, liniștind în volburarea din ființa mea, liniștind în volburarea din ființa mea. Mângâierile din glasul gurii tale sunt liniștea și îmbărbătarea pentru Duhul Sfânt. Bucuria mea se face lacrima și vis. Lângă tine văd tot drumul cerului deschis. Lângă tine văd tot drumul cerului deschis. Când îți ordin ochi seninul, ochii mei lucesc. Și n-am decât două vorbe, te iubesc, iubesc. Vino dulce pe cărarea care duce sus, casa noastră cea de aur are steagul pus. Casa noastră cea de aur are steagul pus. Amin. Lăudați să fie Domnul, Domnul să vă binecuvinteze. Glorie Domnului Iisus Hristos, glorie Domnului. Întoarcem să mulțumim Domnului Iisus Hristos. Fratele Ghiță, voi pan, dacă vreți să mai amintiți ceva înainte de ultima rugăciune, de ultimul punct, rugăciune de încheiere. După, cum doriți. Slăviți să fie Domnul că anul acesta Domnul a binecuvântat slujitorii cu multă râvnă pentru slujire. Slavă Domnului, ne bucurăm și ne rugăm Domnului ca să nu slăbească odată cu trecerea zilelor, ci să slujim mai cu bucurie și mai cu râvnă Domnului. Domnul să vă binecuvânteze, iubiții noștri. Ne bucurăm așa de mult și credem că vom mai avea părtășii împreună. Și rugăciunile care le vom face să fie tot așa cu multă râvnă ca și cântarea, ca și predica. Doamne ajută! Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim, mulțumim. Binecuvântarea Domnului. Domnule, mulțumim, Domnule, acum prin fratele Alexandru și apoi ne vom retrage și ne vom mai continua să ne rugăm. Tată care ești în cerul, pentru tot ce ne-ai dat în seara aceasta, pentru toată slujba care am putut să o aducem fiecare dintre noi, Doamne, înaintea Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru începutul acesta de an, Doamne, care l-am putut începe cu Tine, Doamne, în biserica aceasta online. Dar îți mulțumim, Doamne, mai întâi pentru cuvântul Tău, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru păstorii care i-ai rânduit, Doamne, să păstorească această biserică online, calea către cer. Dar știm, Doamne, că în calea noastră, că înaintea noastră, Doamne, mergi Tu înaintea tuturora, Doamne, ești Tu înălțat în mijlocul nostru. Îți mulțumim. Mulțumesc, Doamne, pentru fiecare suflet în parte care a venit la părtășie. Îți mulțumesc, Tată, care ești în cerul, pentru fiecare cuvânt spus din cuvântul Tău, Doamne. Îți mulțumesc pentru fiecare cântare, îți mulțumesc pentru fiecare poezie, Doamne. Îți mulțumesc pentru fiecare suflet în parte care a lăsat astăzi totul și a venit să se întâlnească cu Tine, a venit la părtășie cu Tine, au venit să-și umple burdufele, Doamne, cu un de lemn de la Tine, Doamne. Îți mulțumesc pentru toți aceia, Doamne, care în spate
poate nu să văd, Doamne, dar poate aveau nevoie de o rugăciune, Doamne. Aveau nevoie de o mângâiere, Doamne. Și îți mulțumesc, Doamne, că prin cântare, prin poezie, prin cuvântul Tău, Doamne, acolo unde sunt, Doamne, chiar dacă noi nu-i vedem, Tu-i vezi pe toți, Doamne, i-ai mângâiat, i-ai ridicat, le-ai vorbit fiecăruia în parte, Doamne. Și îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim pentru tot. Binecuvântă în continuare, Doamne, păstorul Bisericii Rai. Binecuvântă în continuare pe păstorul Ghiță, Doamne. Binecuvântă în continuare pe sora Otea, Doamne, și dă-i înțelepciune să poată să traducă, Doamne, să rămână, Doamne, în picioare, Doamne, în lucrarea aceasta, chiar dacă vânturi, chiar dacă furtuni vin și bat asupra ei, Doamne. Întărește-i soțul, Doamne, și dă la o parte boala, Doamne. Doamne, ajută-l, Doamne, să meargă mai departe, chiar dacă este greu, Doamne. Întărește pe fiecare suflet în parte, Doamne, și de fiecare dată când venim la părtășie în această biserică, Doamne, care Tu ai rânduit să ne strângem, Doamne, și ne-ai chemat pe unul dintr-o parte, pe unul din alta, să fii Tu prezent de fiecare dată, Doamne. Îți mulțumim pentru toate rugăciunile care au fost înălțate, Doamne, pentru frații și pentru surorile noastre, Doamne, și credem, Doamne, că Tu ai ascultat, Doamne, rugile noastre, Doamne. Îți mulțumim că le dai pace acolo unde sunt, la spital, pe un pat, acolo unde sunt, Doamne. Tu-i cercetezi pe fiii risipitori, Doamne, pui în inima lor dorința ca anul acesta, Doamne, mă întorc la tata, mă întorc de la Roșcove, mă întorc din păcat, mă întorc din lume, mă întorc la tata, că tata mă primește. Tata încă astăzi mai poate să ierte, tata mai poate să curățească, tata mă așteaptă în prag ca nimeni altul. Glorificat să fii Tu, Doamne, glorificat să fie numele Tău. Îți mulțumesc pentru tot și pentru toate. Rămâi cu noi, s-a făcut seara. Încredințăm familiile noastre, Doamne, în brațul Tău, Doamne, copiii noștri și tot ce avem, Doamne, și chemăm numele Tău ca o protecție peste ființele noastre, Doamne, peste biserica Ta, Doamne, peste biserica Ta întreagă de pe tot pământul, Doamne, și trezește Tu pe fiecare în parte, Doamne. Ajută-ne să ținem ochii ațintiți în sus, că vine mirele, vine Iisus, glorie Lui, slăvit să fii Tu, Doamne. Doamne, sângele Tău să fie o protecție peste casele noastre, peste ființele noastre. Noi îți mulțumim, te lăudăm și te slăvim pe Tine, Tată, Fiule și Duhul Sfânt, în veci de veci. Amin. 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 Glorie Domnului Iisus Hristos și mulțumim Domnului că știu că este Cel care este la lucru, El ascultă rugăciunile. Care sunteți pe live și vreți să intrați la rugăciune, intrați cu noi. Dacă nu aveți link-ul, îl mai pun câteodată. Deci nu este vorba de cine dorește. Cine dorește oricine, poți să fii credincios, necredincios. Cine dorește mântuirea pe toți cu inimă largă, vă invităm. Că lucrarea aceasta este ca orice suflet să aibă parte de mântuire și căutăm să ne comportăm cu toți după necesitate. Dar nu prea punem de pricină că sunt răufăcători care s-ar putea să intre și să facă probleme. Deci dacă doriți să intrați la părtășie, nu aveți link-ul, contactați-ne pe oricare dintre noi care ne vedeți pe live, vedeți numele acolo, contactați-ne și veți primi link-ul. Puteți să intrați cu noi la părtășie, avem în fiecare luni și vine părtășii pe Zoom și miercuri. Și vineri dimineața, lunea și sâmbătă seara pe Zoom, miercuri și vineri dimineață pe Room, avem părtășii, facem ca și unii să poată să vină, unii nu au Facebook, alții nu se descurcă cu Zoom-ul, căutăm să acomodăm pentru toți și orice suflet să poată să vină. Aveți nevoie de mărturisire, avem păstori aici care stau la dispoziție, aveți nevoie de consilieri, Domnul vorbește, tună și fulge afară, slavă Domnului. Aveți nevoie de consilieri, sunt lucrători, fraților care sunt gata să stea la dispoziție. Nu stați acolo ca diavolul să vă atace, să vă tragă în jos, că niciodată diavolul nu va fi de partea voastră, el este vrășmașul nostru și a oricărei neprihăniri și Domnul să vă binecuvânteze. Vom încheia aici și vom rămâne mai departe la rugăciune. Harul și pacea Domnului să fie cu fiecare. Vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus în această prima zi când am intrat live anul acesta și fie ca Domnul să ne ajute să trecem biruitor prin ce va fi să trece. Domnul să ne dea biruință. Cine mai dorește să transmită salutări? Domnul să vă binecuvinteze, sora Urtea, și pe toată familia. Domnul să vă binecuvinteze, frate păstor.
Domnul să binecuvânteze sora Oltea, fiecare frate și sora, Domnul să binecuvânteze sora Sanda. Domnul să binecuvânteze fratele Ghiță, să ne dea mult har, multe binecuvântări în acest an. Domnul să vă binecuvânteze cu har și pacea Domnului. De toți frații și surorile, Domnul să vă binecuvânteze și să vă țină în brațul Lui, să ne poarte în carul de biruințe în fiecare zi. Amin, 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 amin,